În întreaga țară, Ministerul Administrației și Internelor are mobilizați mii de polițiști, jandarmi și pompieri pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor pascale. Începând de mâine și până luni inclusiv, vor fi la datorie zilnic peste 36.000 de polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi, pompieri și alți lucrători din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, care vor avea ca misiune asigurarea climatului de normalitate și siguranță în întreaga țară. Principalele misiuni ale efectivelor Ministerului vizează asigurarea măsurilor de ordine publică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în special a celor cu violență și gestionarea situațiilor de urgență. Indicațiile formale date de ministrul Gabriel Oprea nu sunt nicio noutate în teritoriu. Instituția prefectului Dâmbovița are un mesaj direct, atât către șefii de instituții, cât și pentru primari, mai ales pentru aceștia din urmă, care se gândesc probabil să fie de negăsit în perioada sărbătorilor. Sper să aveți telefoanele deschise. Eu anul trecut de Paște am făcut-o pe la Râul Alb și pe la Vișinești. Și așa, între noi fiind vorba, ieri am avut acțiune de intervenție de urgență la Vișinești. Și e un exemplu cum nu se face, primarul toată ziua a lipsit din localitate. Deci în situația în care cursul de apă era aproape, asta o vorbim, voi înregistrați copiii? Ceea ce, și, pe urmă zice că e prefectul rău, sau al dracu, mai pe românește spus. Nu e normal ca localitatea să fie în pragul de a se obtura cursul Cricovului și el n-asta deloc. Am adus utilaje și mulțumesc domnului Trică, chiar dacă nu e aici, când a fost să-l critica, l-am criticat. Am adus și domnul Pietranu, care ne-a ajutat și Bâzgo a fost toată ziua acolo și el a fost la afir. Adică chestii de-astea n-au cum să nu te deranjeze și mizez în continuare pe implicarea fiecărui acolo unde este, pentru că altfel mai fac câte observații care supără pe câte unii. Acum, săptămâna mare, cer scuze pentru cei care am supărat, pe care i-am supărat așa anul ăsta de până în Paște, că după Paște o luăm de la cap dacă am motive.